În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fraților prea iubiți, noapte prea sfântă, în care Domnul a trecut din moarte la viață, Biserica îi cheamă pe fiii săi, răspândiți în lumea întreagă, priveghere și rugăciune. Dacă vom comemora astfel Paștele Domnului, ascultându-i cuvântul și celebrându-i tainele sfinte, vom avea speranța de a fi părtași de biruința Lui asupra morții și de a trăi împreună cu El în Dumnezeu. Să ne rugăm, Dumnezeule, care prin Fiul Tău ai dăruit credincioșilor flacăra luminii Tale, sfințește acest foc nou și prin aceste sărbători ale Paștelui înflăcărează-ne de dorințe cerești, ca să putem ajunge cu inimi curate la sărbătorile luminii veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Hristos ieri și astăzi, începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Ale Lui sunt timpurile, ale Lui veșnicia, a Lui este mărirea și puterea pentru toată veșnicia. Amin. Prin rănile sale sfinte și glorioase, să ne păzească și să ne ocrotească Hristos, Domnul nostru. Amin. Lumina lui Hristos, care învie, lin de mărire, să risipească întunericul inimii și al minții.
Hristos. 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 Tresăltați de bucurie, voi îngerilor oștire cerească. Bucurați-vă voi toți cei care-L slujiți pe Dumnezeu, vestiți cu sunete de trâmbițe biruința unui rege atât de mare.
Frate, și tu, pământule, învăluit în atâta lumină, căci împăratul cel veșnic te-a îmbrăcat în strălucirea sa și a izgonit întunericul nopții tale. Tresaltă de bucurie, Sfântă Maică Biserică, împodobită cu splendoarea luminii sale, să răsune acest sfânt lăcaș de strigătele puternice ale mulțimii. De aceea, fraților prea iubiți, adunați în jurul acestei sfinte lumânări, împreună cu mine implorați îndurarea lui Dumnezeu cel atotputernic. Pentru ca El, care m-a ales fără vrednicia mea, în rândul slujitorilor săi, să reverse asupra mea strălucirea luminii sale, ca să cânt lauda acestei lumină. Domnul să fie cu inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept este să-L preamărim cu toată înflăcărarea inimii și cu toată puterea glasului pe Dumnezeul cel nevăzut, Tatăl atotputernic, și pe Fiul Său unul născut, Domnul nostru, Iisus Hristos, care pentru noi a plătit veșnicului Părinte datoria lăsată de Adam și a spălat cu sângele Său preasfânt păcatul strămoșe. Aceasta este sărbătoarea Paștelui, în care este jertfit adevăratul miel, cu sângele căruia sunt sfințite sufletele credincioșilor. Aceasta este noaptea în care odinioară i-ai scos pe părinții noștri, pe fiii lui Israel din Egipt, și în care i-ai făcut să treacă prin Marea Roșie ca pe un drum uscat. Aceasta este noaptea ca
risipit întunericul păcatului prin coloana cea luminoasă. Aceasta este noaptea care acum în toată lumea îi aduce din nou la har și unește cu sfinții pe cei care cred în Hristos după ce au fost mulși din stricăciunea lumii și din întunericul păcatului. Aceasta este noaptea în care Hristos, rupând lanțurile morții, se înalță biruitor din adâncuri. În zadar ne-am fi născut, dacă n-am fi fost răscumpărați. Cât de minunată este bunătatea și îndurarea ta față de noi. O admirabilă revărsare a dragostei pentru a-i răscumpăra pe sclavi, l-ai dat pe însuși Fiul tău. O păcat al lui Adam, datorită ție a murit Hristos, care te-a nimicit și ne-a adus mântuirea. Fericită vină, pentru că ai avut parte de un răscumpărător atât de mare. Da, cu adevărat fericită noapte, numai ție ți s-a dat să cunoști ora în care Iisus Hristos a înviat din morți. Aceasta este noaptea despre care stă scris, noaptea va fi luminată ca ziua, noaptea mă va înconjura ca o lumină strălucitoare spre bucuria mea. Puterea sfântă a acestei nopți șterge fără de legile, spală orice vină. Celor căzuți în păcat le redă nevinovăția, celor întristați bucuria. Stinge dușmănile, aduce înțelegerea, frânge silnicile. O,
ești aceea care ai împăcat cerul cu pământul, pe Dumnezeu cu omul. În această noapte a Harului, primește, Părinte Sfânt, ca jertfă de seară, această cântare de laudă și flacăra acestei lumânări pe care ți-o oferă Sfânta Biserică prin mâinile noastre. Iată înțelesul acestei lumânări pascale, pe care am aprins-o în cinstea lui Dumnezeu de la focul binecuvântat. Deși flacăra ei a fost împărțită la atâția, ea nu și-a pierdut nimic din strălucirea sa. Într-adevăr, ea se hrănește din ființa multor flori, preschimbată de albina mamă în ceară prețioasă. Te rugăm așadar, Doamne, fă ca lumânarea aceasta sfințită în cinstea numelui Tău să lumineze fără încetare ca în această noapte să risipească întunericul. Primește-o ca pe o jertfă plăcută ție și fă-o să strălucească împreună cu luminile cerului. Să o găsească în caprință luceafărul dimineții, acel luceafăr care nu apune niciodată, Fiul Tău, Domnul nostru, Iisus Hristos, care, ridicându-se glorios din mormânt, și-a revărsat strălucirea asupra neamului omenesc, și care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Să stingeți lumânările. Fraților prea iubiți, după ce am început cu solemnitate această priveghere, să ascultăm cu inimi liniștite cuvântul lui Dumnezeu, să medităm cum odinioară Dumnezeu a izbăvit poporul Său, iar în vremurile din urmă
l-a trimis pe Fiul Său ca răscumpărător. Să ne rugăm Dumnezeului nostru să desăvârșească lucrarea mântuitoare a misterului pascal. Citire din Cartea Genezei. La început, Dumnezeu a creat cerul și pământul. Dumnezeu a zis, să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate fiarele sălbatice, și toate vietățile care se tărăsc pe pământ. Și l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său. L-a creat după chipul lui Dumnezeu. El a creat bărbatul și femeia. Dumnezeu i-a binecuvântat zicând, fiți rodnici, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile care se mișcă pe pământ. Apoi a zis Dumnezeu, iată, vă dau toată iarba care face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul ce are rod cu sămânță întrânsul. Acestea vor fi hrana voastră, iar tuturor fiarelor pământului și tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele suflare de viață, le dau toată iarba verde ca hrană. Și așa a fost. Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse și iată, erau foarte bune. Cuvântul Domnului. Pământul este plin de bunătatea Domnului. Drept este cuvântul Domnului și toate lucrările sale sunt vrednice de crezare. El iubește dreptatea și adevărul, pământul este plin de bunătatea Domnului. Cuvântul Domnului au fost făcute cerurile și prin suflarea gurii lui toate oștirile sale. El ține ca într-un burduf apele mării și pune în vistierii abisurile. Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, poporul pe care El și l-a ales ca moștenire.
Domnul privește din ceruri, El îi vede pe toți fiii oamenilor. Sufletul nostru îl așteaptă pe Domnul, pentru că El este ajutorul și apărătorul nostru. Fie, Doamne, mila Ta asupra noastră, precum și speranța noastră este în Tine. Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care cu negrăită înțelepciune orânduiești toate lucrările Tale, dă-le celor răscumpărați harul să înțeleagă că minunată a fost la început crearea lumii, dar și mai minunată la împlinirea timpurilor jertfa lui Hristos, Mielul nostru de Paști, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Lectura a doua. Citire din Cartea Exodului. În zilele acelea, Domnul i-a zis lui Moise, De ce strigi către Mine? Poruncește-le fiilor lui Israel să pornească la drum, iar tu ia-ți toiagul, întinde-ți brațul asupra mării și desparte-o în două, pentru ca fiii lui Israel să treacă prin mijlocul mării ca pe uscat. Iată, eu voi împietri inima egiptenilor, ca să meargă pe urmele lor în mare. Eu voi triumfa spre gloria Mea asupra faraonului și a întregii sale armate, asupra carelor și călăreților săi. Atunci egiptenii vor ști că Eu sunt Domnul când voi triumfa spre gloria Mea asupra faraonului, asupra carelor și călăreților săi. Îngerul Domnului, care mergea în fruntea armatei lui Israel, și-a schimbat locul și mergea în urma lor. Stâlpul de nor s-a ridicat dinaintea lor și s-a așezat în spatele lor. Astfel a venit, a stat între tabăra egiptenilor și tabăra fiilor lui Israel. Acest nor era întuneric pentru unii, iar pentru ceilalți, lumină în timpul nopții, și toată noaptea n-au putut să se apropie unii de alții. Moise și-a întins mâna asupra mării. Domnul a alungat marea toată noaptea cu un vânt puternic de la răsărit și a transformat-o în uscat. Apele s-au despărțit, iar fiii lui Israel au intrat prin mijlocul mării mergând ca pe uscat. Apele erau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Egiptenii, urmărindu-i, au intrat după ei în mijlocul mării, cu toți caii lui Faraon, cu carele și călăreții lui. Spre ziua, Domnul a privit din stâlpul de foc și din nor spre tabăra egiptenilor și a umplut
tabăra egiptenilor de spaimă. A făcut să sară roțile de la carele lor, încât cu greu mergeau carele. Atunci au strigat egiptenii: să fugim din fața lui Israel, căci Domnul se luptă pentru ei împotriva noastră. Domnul i-a zis lui Moise: întindeți mâna asupra mării, ca să se întoarcă apele asupra egiptenilor, asupra carelor lor și asupra călăreților lor. Moise și-a întins mâna asupra mării și marea s-a întors spre ziua la locul ei. Egiptenii fugeau împotriva apei și i-a înnecat Dumnezeu în mijlocul valurilor. Apele s-au tras la loc și au acoperit carele și călăreții întregii oștiri a lui Faraon, care intraseră după izraeliți în mare și nu a scăpat nici unul dintre ei. Fiii lui Israel însă au trecut prin mare ca pe uscat și apa le-a fost ca un zid la dreapta și la stânga. Așa i-a salvat Domnul în ziua aceea pe izraeliți din mâinile egiptenilor și a văzut Israel cadavrele egiptenilor pe țărmul mării. A văzut Israel puterea cea mare pe care a folosit-o Domnul împotriva egiptenilor. S-a temut poporul de Domnul și a crezut în Domnul și în Moise, slujitorul lui. Atunci Moise și fiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta: să cântăm Domnului, căci strălucită este biruința sa. Să cântăm Domnului, căci strălucită este biruința sa. A aruncat în mare calul și călărețul. Domnul este puterea și tăria mea, El a devenit mântuirea mea. El este Dumnezeul meu, pe El îl voi cinsti. El este Dumnezeul părinților mei, pe El îl voi preamări. Domnul este luptător viteaz, numele Lui este Domnul. A aruncat în mare carele și oștirile lui Faraon. Luptătorii Lui aleși au fost înecați în Marea Roșie. Abisul i-a acoperit, s-au scufundat în adâncul mării ca o piatră. Dreapta ta, Doamne, și-a arătat puterea. Dreapta ta, Doamne, l-a lovit pe dușman. Să ne rugăm. Dumnezeule, noi vedem și în zilele noastre, strălucind faptele minunate pe care le-ai săvârșit odinioară, ceea ce ai făcut pentru un singur popor, eliberându-l cu puterea dreptei tale de urmărirea egiptenilor.
săvârșește acum spre mântuirea tuturor neamurilor, renăscându-le prin apa botezului, făcând toți oamenii să fie primiți între fiii lui Abraham și să aibă parte de demnitatea poporului ales, prin Hristos Domnul nostru. Vă voi stropi cu apă curată și vă voi da o inimă nouă. Citire din cartea profetului Ezechiel. Cuvântul Domnului mi s-a adresat spunându-mi: Fiul omului, când casa lui Israel locuia în țara sa, a profanat-o cu purtarea sa și cu faptele sale. Am făcut să cadă asupra lor mânia mea pentru sângele pe care l-au vărsat în țară și pentru idolii cu care s-au pângărit. I-am risipit printre popoarele păgâne și au fost împrăștiați prin țări străine. I-am judecat după purtările lor și după faptele lor. La popoarele la care s-au dus, au necinstit numele meu cel sfânt, încât se zicea despre ei: Acesta este poporul lui Dumnezeu care a trebuit să-și părăsească țara. Dar am luat în considerație numele meu cel sfânt, pe care fiii lui Israel l-au necinstit printre popoarele la care s-au dus. De aceea spune casei lui Israel: Așa vorbește Domnul Dumnezeu: Aceasta nu pentru voi o fac, casa lui Israel, ci pentru numele meu cel sfânt, pe care l-ați necinstit voi printre popoarele la care ați mers. Voi face să apară sfințenia numelui meu cel mare, pe care l-ați necinstit printre popoare, pe care voi l-ați profanat în mijlocul lor. Vor afla popoarele că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când îmi voi arăta sfințenia înaintea lor. Vă voi scoate dintre popoare, vă voi aduna din toate țările și vă voi duce înapoi, în țara voastră. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățați. Vă voi curăța de toate întinările și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune în voi duhul meu și atunci veți urma legile mele, veți păzi poruncile mele și le veți pune în practică. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri. Veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Cuvântul Domnului. Sufletul meu te dorește pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu. Când voi veni și voi vedea fața lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte de aceasta și sufletul se topește în mine, cum înaintam prin mulțime până la casa lui Dumnezeu, în strigăte de bucurie și de mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare.
Trimite-mi lumina și adevărul tău, ele să mă călăuzească, să mă ducă la muntele tău cel sfânt și în lăcașurile tale. Voi merge la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeul bucuriei și veseliei mele, și te voi lăuda cu harpa, Dumnezeule, Dumnezeul meu. Să ne rugăm. Dumnezeule, care ne pregătești pentru celebrarea misterului pascal, prin cuvintele Vechiului și ale Noului Testament, dă-ne harul să înțelegem îndurarea ta pentru ca darurile pe care le primim acum să ne întărească speranța că le vom primi și pe cele viitoare. Prin Hristos, Domnul nostru. Gloria in excelsis Deo. Ne rugăm, Dumnezeule, care dai strălucirea acestei nopți preasfinte, prin slava învierii Domnului, întărește în biserica ta Duhul înfierii, pentru ca noi, fii tăi, reînnoiți cu trupul și cu sufletul, să slujim în curăția inimii,
prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, nu știți că noi, toți care am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea Lui? Așadar, am fost înmormântați împreună cu El prin botez în moartea Lui, pentru ca, după cum Hristos s-a înviat din morți, prin gloria Tatălui, la fel și noi să umblăm într-o viață nouă. Căci dacă am fost împreună sădiți într-o moarte asemănătoare cu a Lui, la fel vom fi în înviere, știind bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie nimicit, așa încât să nu mai fim sclavii păcatului, fiindcă cel care a murit a fost eliberat de păcat. Dar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, știind că Hristos cel înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. Când a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, dar acum este viu. El trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi considerați că sunteți morți pentru păcat, dar vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus. Cuvântul Domnului. Aleluia!
Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. De dimineață femeile au venit la mormânt, ducând arome pregătite. Au găsit piatra la mormânt rostogolită, iar când au intrat, nu au găsit trupul Domnului Iisus. Pe când ele erau nedumerite de acest fapt, iată că le-au apărut doi bărbați în haine strălucitoare. Cuprinse de spaimă și-au plecat fața spre pământ. Atunci ei le-au spus, de ce-l căutați pe cel viu printre cei morți? Nu este aici, a înviat. Amintiți-vă ce v-a spus când era încă în Galileea. Fiul omului trebuie să fie dat pe mâna oamenilor păcătoși, să fie răstignit, iar a treia zi să învie. Atunci și-au amintit de cuvintele lui. Întorcându-se de la mormânt, au venit toate acestea și au vestit celor 11 și tuturor celorlalți. Erau Maria Magdalena, Ioana și Maria, mama lui Iacob, și altele împreună cu ele, care au spus acestea apostolilor. Însă cuvintele acestea li s-au părut vorbe goale și nu le-au crezut. Atunci Petru, ridicându-se, a alergat la mormânt. Aplecându-se, a văzut numai giulgiurile și a plecat mirat de ceea ce s-a întâmplat. Cuvântul Domnului. Hristos a înviat. Veniți și luați lumină.
Hristos a înviat! În cele voastre, dragi frați și surori, dragi și iubiți credincioși în catedrală, dragi și iubiți ascultători radioului Maria și pe undele internetului, stimați oaspeți, retrăim și anul acesta, 2019, cu vie credință și multă însuflețire, bucuria învierii Domnului. Privegherea din această noapte a început cu un gest simbolic, aprinderea lumânării pascale tradiționale, din focul cel nou, binecuvântat, din care apoi s-au aprins lumânările tuturor celor prezenți la această celebrare sfântă. O mare de lumini a umplut catedrala noastră și un cântec minunat, un imn liturgic, proclamat cu atâta forță și tinerețe, ne-a umplut inima de bucurie. Încet, încet, întunericul din această noapte a fost învins de flacăra misterioasă și miraculoasă a lumânării, aprinsă după un ritual de viacuri din cremenea de piatră, simbol al veșniciei. Binecuvântată și sfințită apoi de cuvintele preotului în numele autorului luminii veșnice. Întunericul a fost înlăturat. Noaptea întunecată s-a transformat încet în lumină și inimile au tresăltat de bucurie, reaprinzând curajul și o nouă speranță că moartea nu e stăpână fără de sfârșit. Răul și păcatul nu vor rămâne mereu, vor fi învinși până la urmă, topindu-se în infinita lumină și bunătatea lui Dumnezeu. Este victoria lui Iisus, ziua înălțării sale, ziua ieșirii din mormânt, după clipa întunecată din vinerea mare. După întunericul de pe Calvar, sosește așadar clipa luminii, clipa învierii. A fost nevoie de umilință și moarte pentru a ajunge și a trăi cu mare bucurie ceasul învierii și al înălțării. Aceasta a voit Iisus. Acesta a fost drumul ales de El, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul omului, pentru a împlini voința Tatălui Ceresc și pentru a oferi fiilor săi răscumpărarea prin drumul jertfirii și al morții. Misterul Paștelui ne face să înțelegem că acest adevăr este exprimat cel mai bine atunci când descoperim că Cel care a înviat unsul lui Dumnezeu, lumină din lumină, a trebuit mai întâi, mai ales, să treacă prin proba morții și a întunericului. Semnul iubirii sale dumnezești, dăruire totală. Adevărul victoriei vieții asupra morții și a luminii, asupra întunericului, este exprimat în mod magistral, prin lecția bobului de grâu. Așezarea lui sub brazda pământului și moartea lui confirmă că orice înălțare adevărată și victoria autentică se realizează doar prin trecerea, prin moarte, umilință și mormânt. Din mormântul pe care l-a ales Iisus, adevăratul bob de grâu covorât în cer, izvorăște toată forța mântuitoare a lumii. Din întunericul morții și al mormântului se naște forța luminii adevărate și toată bucuria înălțării. Marele predicator al casei pontificale, vestitul Părinte Capucin Raniero, Count Alamesa, într-o reflecție despre misterul învierii Domnului, ținută la televiziunea italiană în anul 1988, spunea:
Învierea lui Hristos este pentru universul spiritual asemenea marii explozii inițiale din univers despre care vorbesc cercetătorii lumii. Conform acestei teorii, un atom din nucleul materiei a început să se transforme în energie, declanșând o mișcare ce a cuprins tot universul. Un mare mister, un adânc mister, încă neînțeles. Nu putem oare să vorbim tot așa de o asemenea explozie în lumina Harului, în viața spirituală care s-a declanșat odată cu venirea în lume a autorului vieții și a învierii din întunericul mormântului și a morții, prin măreața învierii ce a cuprins întreaga viață spirituală a oamenilor și a adus în lume strălucirea luminii? De fapt, toate câte sunt și există în univers, tot ce se desfășoară în lume și mai ales în viața bisericii, adevărul, iubirea, sacramentele, instituțiile, școlile, operele caritative și au propria lor forță și energie în misterul vieții și al învierii lui Hristos, în acest act al iubirii sale. Învierea este momentul în care moartea s-a transformat în viață și întunericul în lumină, ca astfel să timpul, ca timpul să treacă în veșnicie. În acest adevăr suntem cuprinși și noi, astfel încât viața noastră în toate dimensiunile este legată de Hristos, Maestru și Învățătorul nostru, care a fost trimis de Tatăl să ne introducă în taina mântuirii, să ne învrednicească cu misterul luminii și al Sfintei Învieri. Dragi frați și surori, în această noapte sfântă răsună în toate bisericile noastre: veniți de luați lumină. Aceeași chemare va răsuna peste o săptămână și în toate bisericile fraților ortodoxi, răspândindu-se astfel pe toată suprafața planetei noastre, lumina învierii. De aceeași bucurie a luminii vrea să ne vorbească și să ne umple inimile glasul cald a naturii, geniul inspirat al poeților noștri, talentul marilor noștri muzicieni și artiști, care cu un dar de sus ne cheamă să înțelegem și să ascultăm glasul și vocea întregului univers, opera mâinilor marelui artist, creatorul cerului și al pământului, prin jertfa și lumina Mântuitorului nostru înviat din morți, exprimată în mod magistral prin exemplu bobului de grâu. Iisus moare ca să învie. Iisus, ca bob de grâu coboră din cer, nu rămâne sub brazdă, ci iese biruitor din mormânt. Misterul bobului de grâu, care ne vorbește în mereu despre această mare victorie a lui Iisus, autorul vieții. În atmosfera pe care o trăim noi creștinii, celebrând bucuria învierii, doresc să-mi permiteți să aduc un crâmpei de bucurie și lumină prin glasul marilor poeți creștini ai neamului nostru, doi dintre atâția, George Coșbuc și Alexandru Vlahoț. Sigur cunoașteți aceste frumoase versuri. Le reînnoim pentru că ele exprimă credința poporului nostru. Prin pom e ciripit și cânt, văzduhul e plin de un roșu soare și sălcile în albă floare, e pace în cer și pe pământ. Răsuflul cald al primăverii a dus a zilele învierii. Și cât e de frumos în sat, creștinii vin tăcuți din vale și doi de se întâlnesc în cale, își zic: Hristos a înviat. În fața celor care se mai îndoiesc sau resping acest măreț adevăr, celălalt poet creștin, Lahuță, nu încetează să repete, să spună:
să ne învețe. S-au veselit necredincioși și c-au pus luminii stăvilar, dar ea s-a întărit în focul durerilor de pe calvar. Și valurile neoprite peste pământ se împânzesc, ducând dreptate și iubire și pace în neamul omenesc. Ce frumos și nobil este acest gând și această convingere. Hristos, Dumnezeul nostru, în care credem, nu rămâne în mormânt. Apostolii au fost martori, femeile sfinte au vestit această bucurie a ridicării sale de mormânt. Hristos nu rămâne mort, ci învie și e purul viu. Moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. De acest adevăr vrea să ne asigure Biserica în aceste zile măreți. Aș dori să mă apropii de sfârșit prezentându-vă câteva cuvinte dintr-o omelie, predică de Paște a episcopului Meliton din Sardes, din secolul II, care spunea: prea iubiților, luați aminte, misterul Paștelui este nou și vechi, veșnic și temporar, muritor și nemuritor. Domnul, deși era Dumnezeu, s-a făcut om și a suferit pentru cel care suferă. A fost prizonier pentru prizonier, condamnat pentru cel vinovat și îngropat pentru cel care este îngropat. A înviat din morți și a strigat acest cuvânt mare: Eu sunt Hristos, care am distrus moartea, care l-am învins pe dușman, care am pus iadul sub picioare, care l-am legat pe cel puternic și l-am ridicat pe om la înălțimile cerului. Eu, spune el, sunt Hristos, cel purul viu. Așadar, veniți toate neamurile asuprite de păcate și primiți iertarea păcatelor. Într-adevăr, eu sunt iertarea voastră. Eu sunt Paștele răscumpărării voastre. Eu sunt mielul jertfit pentru voi. Eu sunt baia voastră, eu sunt viața voastră, eu sunt învierea și lumina voastră. Auzind aceste mișcătoare cuvinte, încă de la începutul creștinismului din secolul II, suntem cu adevărat mișcați. De 2000 de ani, acest adevăr umple de bucurie inimile noastre. Și vrem acum, împreună cu Apostolul Petru, martor al Învierii, cu Sfântul Părinte Papa Francisc, cel ce vorbește și ne pregătește ca reprezentant al lui Petru, cel care vrea să vină la noi să ne întărească în credință și așa să mergem împreună, binecuvântându-L pe El, Dumnezeu nostru, în care credem și ne încredem. Și să spunem și noi, împreună cu Apostolul, cu Apostolii, cu toate veacurile și cu Sfântul Părinte: binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care în marea sa îndurare ne-a renăscut la o speranță vie prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Și noi, în această noapte, cu femeile sfinte, cu apostolii, cu toți creștinii de pe pământ ce sunt în sărbătoare, cu toți cei care se vor îndată în sărbătoarea Învierii Domnului, să spunem și noi și să strigăm cântând, adăugând glasul nostru acel al celui care a proclamat imnul luminii: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl și Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, care prin Duhul Său cel Sfânt a înviat biruitor din morți
pentru învierea noastră. Lui să-i fie slavă în veci de veci. Veniți și luați lumină. Așa să fie. Amin. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Fraților preiubiți, să invocăm acum cu stăruință harul lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, asupra acestei ape, pentru ca aceia care se vor naște din ea la o viață nouă, să fie uniți ca fii adoptivi ai lui Dumnezeu în Hristos. Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Sfinte Atanasiu, Doamne,
Vasile. Sfinte Martine. Francisc și Dominic, Sfinte Francisc Saveriu, Sfinte Ioane Maria Vianei, Caterina din Siena, Sfântă Tereza din Avila, toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu, fericite Ieremia, fericite Anton Turcovici, fericită Veronica Antal, fericite Vladimir Ghica, săvârșit lucruri minunate prin semnele Sfintelor Taine și de-a lungul timpului ai pregătit în multe chipuri apa, făptura ta, ca să dezvălui harul botezului. Dumnezeule, Duhul tău încă de la facerea lumii se purta deasupra apelor, dându-le de pe atunci sămânța puterii de sfințire. Dumnezeule, pe însuși revărsarea potopului ai arătat chipul renașterii spirituale, căci una și aceeași apă a însemnat în mod tainic
și sfârșitul păcatului și începutul sfințeniei. Dumnezeule, Tu i-ai făcut pe fiul lui Abraham să treacă Marea Roșie pe cărare uscată, pentru ca mulțimea eliberată din robia faraonului să prefigureze poporul celor botezați. Dumnezeule, când fiul tău a fost botezat de Ioan în apa Iordanului, a fost uns cu Duhul Sfânt când a fost răstignit pe cruce, din coasta lui au izvorât sânge și apă, iar după ce a înviat, le-a poruncit ucenicilor săi zicând: mergeți și învățați toate popoarele, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Și acum te rugăm, privește la fața bisericii tale și binevoiește, ai deschide izvorul botezului. Fă ca această apă să primească de la Duhul Sfânt harul Fiului Tău născut, pentru ca prin taina botezului omul creat după chipul Tău să fie spălat de toată prihana străvecului păcat și să se învrednicească în viață ca făptură nouă din apă și din Duh Sfânt. Te rugăm, Doamne, să covoare în această apă puterea Duhului Tău cel Sfânt, prin Fiul Tău, Iisus Hristos. Pentru ca toți, înmormântați fiind împreună cu Hristos prin botez, să învie împreună cu El la viața dumnezeiască, El care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Fraților prea iubiți, prin Misterul Pascal am fost înmormântați împreună cu Hristos prin botez, ca să trăim împreună cu El într-o înnoire a vieții. De aceea, acum, la sfârșitul celor 40 de zile de pocăință, să ne reînnoim făgăduințele făcute la Sfântul Botez, făgăduințe prin care ne-am lepădat odinioară de satana și de faptele lui și ne-am obligat să-i slujim lui Dumnezeu în Sfânta Biserică Catolică. Așadar, vă întreb, vă lepădați de satana și de toate faptele lui și de toată trufia lui? Credeți în Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului? Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit și s-a îngropat, a înviat din morți și șade la dreapta Tatălui? Credeți în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața cea veșnică? Iar Dumnezeu cel Atotputernic, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a renăscut din apă și din Duh Sfânt și care ne-a dăruit iertarea păcatelor, să ne ocrotească prin Harul Său în Hristos Iisus, Domnul nostru, spre viața cea veșnică. Amin.
Iertați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, primește rugăciunile poporului Tău pentru ca aceste daruri, pentru ca jertfa începută în misterul pascal să ne dobândească prin lucrarea Ta tămăduirea veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. O, ține milă. Ai mulțumim Domnului Dumnezeu. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor locul este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales să cuvine să te lăudăm în chip deosebit în această noapte în care a fost jertfit mielul pascal Hristos Domnul nostru. El este cu adevărat mielul care a luat asupra sa păcatele lumii, care prin moartea sa distrus moartea noastră, iar până învierea sa ne-a făcut părtași ai vieții dumnezeiești. De aceea întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie, împreună cu puterile cerești și corurile de înger, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Thank you.
Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, ca și prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin rugarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, căci El în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. Asemenea, după cine luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfânt. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, că din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi, de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu
toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, toate zilele, mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și ferici de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume, ai murit și ai înviat din morți. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acolo, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui.
Să ne rugăm! Revarsă asupra noastră, Doamne, Duhul iubirii Tale, pentru ca noi care am fost întăriți cu tainele pascale, să fim mereu uniți prin iubirea Ta, prin Hristos, Domnul nostru. Îl însoțim acum pe Iisus, cel înviat din morți, și prezent în mijlocul nostru, aici, în orașul nostru, în casele noastre, îl însoțim cântându-i pe străzile, unde noi lucrăm, umblăm și trăim, ne uitând că El este cu noi. Să-L preamărim și să-I mulțumim. Și să nu uităm că în acest act să introducem pe toți cei care ne sunt dragi sau sunt acasă sau sunt uniți cu noi prin intermediul internetului sau radioului sau sunt în alte țări unde se transmite, am înțeles, slujba noastră pentru cei care se află în Italia. Te-am bucuroși pentru aceasta și vă invităm acum să-i cântăm Domnului în procesiunea pe care o facem. Credința nu este numai în internul inimii noastre, ci în întreaga noastră viață, în tot ceea ce facem noi. Iisus ne însoțește. Mergem așadar și să-i cântăm cu bucurie. Thank you.
Domnul a înviat cu adevărat, aleluia! A Lui este gloria și puterea în toți vecii vecilor, aleluia, aleluia! În cele voastre, își părinți concelebrați, concelebranți, dragi seminariști, dragi persoane consacrate, dragi coriști, iubiți credincioși, iubiți credincioși uniți cu noi, cei din țară și în străinătate. Iisus a venit la noi, vine mereu la noi, vine să ne însoțească, vine să ne binecuvânteze, vine să ne înalțe, vine să ne ierte, rămânând în mijlocul nostru. Lui îi aducem această cinste și laudă prin viața noastră și prin cultul nostru și prin cântările noastre și prin procesiunile noastre. Vă invit, tați iubiți credincioși, prin cu preasfințitul Aurel și cu toți preoții noștri, să ieșim în întâmpinare Sfântului Părinte, ca să mergem împreună atunci când El va veni la noi. Ca împreună să o cinstim pe Maica Sfântă și de la Sfântul Părinte să primim binecuvântare și mai ales să trăim cu Sfântul Părinte consacrarea noastră a tuturor tineri și familii, Maicii Preacurate, centrul acestei celebrări pe care Sfântul Părinte vrea să o venereze și să încredințeze ei toți credincioșii noștri din toată țara, într-un chip deosebit pe cei de la Iași, ca să fie toți singura turmă și mai ales să meargă toți împreună, cum spune Sfântul Părinte. Îl rugăm pe Iisus să ne însoțească, să-L însoțească și să ne reverse nouă darurile învierii sale. Din toată inima vă spunem dumneavoastră și celor dragi, sărbători fericite, Hristos a înviat! Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu astăzi în marea sărbătoare a învierii și cu îndurare să vă ocrotească de orice rău, de orice răutate a păcatului. Dumnezeu, care prin învierea Fiului Său v-a renăscut spre viața veșnică, să vă dăruiască din belșug răsplata nemuririi. Amin. Voi, care după ce l-ați însoțit pe Hristos în pătimirile sale, celebrați acum bucuria pascală prin darul Lui, să ajungeți cu suflete pline de veselie la sărbătoarea bucuriei veșnice. Și binecuvântarea lui Dumnezeu a Totputernicului, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace, aleluia, aleluia. Mulțumim Dumnezeu, aleluia, aleluia. Este fericit, bună Pască!